Traian Băsescu îl avertizează pe Klaus Iohannis, ce mesaj i-a transmis SRI actualului președinte. Traian Băsescu consider că urmăul său la Palatul Cotroceni a primit un mesaj direct, după ce Mircea Băsescu a fost arestat chiar când fratele său era președintele României. Protocoalele secrete încheiate între SRI și Justiție au avut un singur scop, EDPRR senatorul PMP. CSM, semnal, dacă nu suntei cu mine vedei ce putei pe i? La CCR, Ton Grebl, care a sărit embargoul la rui cu ou destruit. Mergem mai departe, în alta curte, EFA secâiei de contencios, care a fost achitat. Toate instituțiile au primit semnalul. CSM, DDIC Velume, în alta curte, Velume prin braul de execuție. Cine a fost creierul care a creat sistemul? Președintele României a fost atenionat, i-au luat fratele. Nu era pentru mine, era pentru următorul președinte mesajul, a spus, la B1 TV, duminică seara, Băsescu, cu trimitere la Klaus Iohannis, care a refuzat să se pronune în vreun fel pe protocoalele ieite la IVEAL.